Țar Tancul Modern. Mi-aș fi dorit să văd confruntarea dintre Țar Tancul și această construcție italiană. Țar Tancul Modern era folosit în timpul Primului Război Mondial. În ziua de azi, aceasta este una dintre cele mai misterioase mașini din lumea tancurilor, deoarece informații despre el aproape că nu există. Se știe doar că pe lângă dimensiunile sale incredibile și aspectul său neobișnuit, tancul trăgea cu proiectile de 305 mm. Drept comparație, tancurile moderne grele trag cu proiectile cu un calibru de 120 de mm. Se presupune că această mașină a fost folosită în timpul bombardării austriece din Alpi. Cauți o pereche de Adidas frumos și comoz, o pereche de Adidas și ieftin, cam până în 100 de lei, dar și să fie cu livrare gratuită? Atunci usneakers.ro îți vine în ajutor. S-a terminat cu căutările îndelungate. Acum poți găsi repede și ușor perechea de Adidas perfectă pe linkul din descriere. Prietenii noștri de la usneakers.ro ori în șir caută cele mai bune oferte de Adidas de pe întreg internetul românesc, astfel încât să fie disponibile în stoc toate mărimile, cât pentru băieți, atât și pentru fete. Intră pe linkul din descriere și bucură-te de prețurile mici. TV8. Nu cred că acest tank s-a pierdut prin păduri sau deșert, însă vreau să-l menționez în episodul de astăzi. TV8 a fost creat de compania Chrysler în anul 1955. Probabil că ați observat că el are câteva caracteristici interesante. Prima caracteristică este turnul imobil montat pe un șasiu. A doua este soluția propusă de inginer de a alimenta tankul dintr-un reactor nuclear situat în turn, iar a treia sunt camerele localizate pe turn, astfel încât echipajul tankului să nu orbească în urma unei bombe atomice. Tankul era conceput pentru lupta în timpul războiului nuclear, adică în apropierea unei explozii nucleare. Mașina trebuia echipată cu două mitraliere și un tun de 90 de mm. Acest proiect i-a impresionat mult pe militarii americani, încât planificau să-l creeze în realitate. Însă nimeni nu s-a gândit la singurul defect al construcției. Crearea unui reactor nuclear s-a dovedit a fi un proces greu și foarte periculos, nu doar pentru echipajul din tank, dar și pentru soldații și echipamentele militare din jur. Într-un final, proiectul a fost abandonat. Țar Tank. Această mașină a fost creată pentru a lupta în Primul Război Mondial, dar n-a fost să fie. Megatankul a fost înghițit de noroiul pădurilor dense și a stat acolo până când în 2002-2003 cercetătorii nu au dat de resturile tankului. Țar Tankul a fost dezvoltat de către inginerul Nicolae Lebedenko. Inginerul l-a uimit pe Nicolae al doilea prin modelul din lemn al tankului, care era pus în mișcare de un mecanism mecanic. Regele a fost atât de inspirat de noua tehnologie, încât nu i-a părut rău să dea 200.000 de ruble din fondurile proprii, astfel încât să poată transforma jucăria din lemn într-o adevărată mașină cu drepturi depline. În părțile laterale erau două roți cu un diametru de 9 metri, iar între ele se afla un cadru blindat cu o turelă circulară. Lungimea tancului era de aproape 18 metri, înălțimea avea 12 metri, iar greutatea mașinii era de aproximativ 60 de tone. Pentru comparație, tancul Modern Challenger depășește acest monstru cu câteva tone. Detaliile au fost pregătite în una dintre fabricile de la Moscova, iar arma concepută pentru război era construită în secret, însă tancul nu a trecut testările și a rămas blocat în pădurile de lângă Moscova. În 1917, Lebedenko a părăsit Rusia, iar creația lui încă câțiva ani ruginea, după care a fost tăiată pentru fier vechi. La 100 de ani de la testarea tancului, la inițiativa muzeului, a fost creat un model al tancului Tsar în mărime naturală. Acum el se află pe teritoriul Muzeului Rusesc. Tankul Raid. Greutatea de 1000 de tone, 39 de metri în lungime și 11 metri în înălțime. Dacă acest tank supermasiv în anii 40 ai secolului trecut urma să fie construit, el putea deveni cel mai mare din istorie. În plus, acest record nu ar fi fost doborât și în zilele noastre. Inginerii celui de-al treilea Reich erau plini de imaginație, creativitate și ambiție. Nu se știe cum s-ar fi terminat al doilea război mondial dacă acest tank ar fi fost pus în funcțiune.
Deși, cine știe, poate el ruginește undeva prin pădure, dar conform datelor oficiale, conducerea militară germană nu a dezvoltat proiectul acestui model, întrucât aveau nevoie de o cantitate incredibilă de materiale. Inginerii planificau să înarmeze tancul cu câteva arme navale cu un calibru de 280 mm, cu un tun de 128 mm și 10 mitraliere. De asemenea, planificau să echipeze tancul cu două motoare marine pe diesel. Cum credeți, de câți cai putere era nevoie pentru a pune în mișcare un tank de 1000 de tone? Scrieți-ne în comentarii! Obiectul 279. Nu doar Statele Unite ale Americii au dezvoltat tancuri pentru condițiile războiului nuclear. Inginerii Uniunii Sovietice nu au rămas în urmă. Echipa de ingineri a uzinei din Leningrad în anul 1957 a dezvoltat un prototip a tancului greu numit Obiectul 279. Se zice că este făcut doar într-un singur exemplar și este posibil că într-o zi culegătorii de ciuperci vor da de acest tank undeva prin Siberia. Tancul era acoperit cu foi blindate foarte rezistente, dar o atenție specială merită șinilele tancului. O astfel de construcție reduce clearance-ul în timpul mișcării, de aceea era imposibilă blocarea în zăpadă sau zonele mlăștinoase. Iar forma specială a tancului nu permitea răsturnarea în urma exploziei nucleare, însă și în acest caz au existat probleme. Șasiul era foarte complicat în exploatare și reparație, deși avea o mare posibilitate. Mingea ciudată. Mai țineți minte când în filmul american Battleship, navele extraterestre au atacat Pământul cu aceste nave sub formă de minge? Acum priviți la aceste imagini. Cu ce se aseamănă? Se pare că regizorii filmului au fost inspirați de proiectul celui de-al treilea Reich. Se zice că această mașină de 2 tone există într-o singură copie în muzeul cubanez. Despre ea există puține informații. Tancul acesta a fost produs de compania germană Krug și a fost prins de trupele sovietice în anul 1945, pe terenul de antrenament al germanilor. Nava era echipată doar cu aparate radio, fără armament. Motorul era monocilindric de motocicletă. Experții presupun că mecanismul era destinat pentru corectarea direcției a loviturilor de artilerie. Tortuga, mașină blindată. Multe dintre aceste tancuri ciudate au fost pierdute. Ele au fost dezvoltate în Venezuela în anul 1934. Apare o întrebare logică. Cum și de ce? Guvernul le-a pus inginerilor un obiectiv clar, de a speria cu tehnologia neobișnuită pe vecina lor, Columbia. Bineînțeles că, dintr-o parte, părea puțin dubios având în vedere faptul că numele modelului este tradus ca o broască țestoasă. Armura tancului sub forma unei piramide era atașată de o camionetă Ford, iar ca armă era folosită o singură mitralieră. Prieteni, vă prezentăm noul nostru canal motivațional, Forța Lime. De acolo veți afla ce trebuie să faci ca să nu mai ai datorii, cum să faci primii 10.000 de euro, cum să nu mai fii dependent de telefon în fiecare zi, sau chiar cum să te bucuri de viață și multe altele. Intră pe linkul din descriere și abonează-te ca să nu ratezi cele mai noi postări ce te vor ajuta să devii mai productiv și mai fericit. Prieteni, care tank v-a impresionat cel mai mult? Scrieți-ne în comentarii, iar dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci puneți un like, astfel ne veți motiva să lucrăm mai intensiv și mai calitativ. Pe curând!